să nu mă știe pe mine luptătoare pe traseu sau cu sala sau... Și încă pentru ceva am mai venit. Eu meditez pozele. Și acum, dragă Românie, națiune, uitați-o pe Andreea Tonciu fără make-up! Eu cred că acest party a reprezentat un fel de liniște înainte de futură. Liniște înainte de futură, din cauza că a fost totul frumos și perfect și după aia, bun, s-a schimbat totul. Așa o să fie și la noi. Înainte o să fim toți prieteni și o să fim o familie și ușor o să vină cearta, foamea. Pierdem la trasee. Eu nu știu ce o să urmeze. O să se vadă totul în viitor. Oricând este totul bine, oricând poate fi totul rău. Asta mi s-a dorit. La care mergem, hai să ne distrăm. Am început să bem, să dansăm, să facem battle, dance-uri acolo, să ne simțim bine, să mâncăm și dintr-o dată se aude. Ce se aude? Domnul Dan cu elicopterul, Doamne ferește! Atunci am simțit cu adevărat că suntem aici, că suntem în Republica Dominicană, că urmează să mergem în junglă și pot să zic că l-a fost un moment de conștientizare când chiar am înțeles exact și ne-am gândit cu toții, începem. Adică acum începe Survivor. Ăsta a fost sentimentul pe care eu l-am avut cel puțin. Da, steagul în mână și atunci aș știu, bă, gata, acum noi suntem războinicii, trebuie să luptăm. Acum, de acum începe cu adevărat pentru noi, de acum gata, mâncare, gata, tot.